Hristos a înviat, dragi prieteni, este duminica cea mai mare din acest an, așa cum an de an sărbătorim Paștele, iată, am ajuns și anul acesta să fim în duminica învierii, așa cum se spune, probabil mulți dintre dumneavoastră ați sărbătorit cu cei dragi, ați simțit deja această sărbătoare. Vreau să vin în întâmpinarea dumneavoastră în această zi specială cu emisiunea Interviul Săptămânii. Și pentru că este o zi atât de specială, în care deja v-am spus Hristos a înviat, invitatul meu de astăzi vă va spune și sfinția sa, Hristos a înviat. Așa că las direct pe dumnealui să vă salute. Hristos a înviat, vă spun din toată inima și cu mare bucurie în suflet, în această mare, cea mai mare sărbătoare a religiei noastre creștine. Și vrem să trăim împreună câteva minute această frumoasă și mare sărbătoare. Preasfințite, nu puteam începe această emisiune fără un invitat special și anume... Sfinția voastră, ne-ați adresat, să-i zicem, tradiționala scrisoare pastorală de Paște și vreau să încep direct și să vă întreb de ce este această noapte diferită de celelalte. Pentru că așa ați zis în scrisoare, că această noapte este diferită. Ce a fost diferit anul acesta? Chiar așa am început scrisoarea, cu o trimitere la Paștele evreilor din Vechiul Testament, pentru că era un obicei și este, cred, astăzi și pentru evreii care practică credința lor, în preajma sau cu ocazia sărbătorii Paștelui se adună toți în familie și cel mai mic tocmai spune această sau pune această întrebare. De ce este diferită această noapte de celelalte? Și atunci reprezentantul familiei, de regulă tatăl sau soțul, dacă nu altcineva, dacă el nu este, răspunde făcând o amintire a tuturor intervențiilor miraculoase ale lui Dumnezeu în favoarea poporului ales. Deci este ocazie de a aduce în amintire, de a retrăi povestind toate intervențiile miraculoasele lui Dumnezeu pentru acest popor pe care el l-a ales din veșnicie să fie poporul în care avea să se nască Mântuitorul. Iată, raportându-ne la anul 2021, aș vrea să vă rog să ne ziceți cu ce vedeți că sunt aceste sărbători pascale diferite față de cele pe care le-am trăit până acum. Bine, noi am avut anul trecut o situație cu totul deosebită pentru că a fost pandemia și n-am avut, probabil că vom mai reveni asupra acestui subiect, dar poporul nostru creștin trăiește astăzi, în acest an, bucuria de a fi, chiar dacă nu în condiții de deplină libertate și posibilitate, că trebuie să venim cu măști, trebuie să avem grijă să ne protejăm unii pe alții, folosind dezinfectantul și așa mai departe, dar cel puțin suntem în biserică, nu ca anul trecut când nu era nimeni și noi eram nevoiți să ne adresăm băncilor sau uitându-ne la bănci să ne închipuim că în fața noastră este poporul lui Dumnezeu care ne urmărește în transmisie directă. Ce ați simțit anul trecut? Anul trecut a fost foarte greu, singura dată în viață, dar nu numai pentru mine, pentru toți credincioșii, pentru toți preoții, pentru toți episcopii, chiar pentru papa de la Roma, a fost ceva unic în viață și de când e creștinismul, ca să celebrez Paștele, cea mai mare sărbătoare cu biserica goală sau cu, în cazul Sfântului Părinte, cu piața San Pietro complet goală. A fost ceva, nici nu pot descrie în cuvinte omenești, ce simțeam noi preoții și eu ca păstor al dieceziei, mai ales că era și în primul an pentru mine de episcopat. Practic ați avut un început greu, inedit. Nu, greu, foarte greu, foarte greu, pentru că, dar m-am adaptat, așa cum au făcut toți, m-am adaptat și eu și am putut să mă adresez oamenilor, închipuindu-mi că sunt prezenți în fața mea, dar de fapt mă uitam la băncile goale. Noi am avut și inspirația aici la Iași să punem lumânări pe care le-am aprins, bineînțeles, care să-i reprezinte pe credincioșii noștri. Și am comunicat în felul acesta. Credeți că
Acea sărbătoare, da, din 2020, i-a făcut pe oameni să conștientizeze cât de importantă este, de fapt, participarea la Sfânta Liturghie. Vorbim fizic, evident, cât de importantă este interacțiunea cu preoții, cât de important este să simți că aparții de o comunitate și că, efectiv, pleci de acasă, să mergi, să simți, să sărbătorești. Da, eu sunt convins că toți credincioșii și-au dat seama ce înseamnă să ai deplină libertate, să poți merge în biserică, să poți comunica cu atât cu celebranții, cu preotul celebrant sau de regulă la sărbători sunt mai mulți, și cu frații de credință și să trăiești în acest spirit comunitar o sărbătoare. Cred că va fi o lecție pe care o vor reține toți, și noi preoții și credincioșii. Ce mare dar de la Dumnezeu este să poți participa fizic în biserică la Sfintele Sărbători și să guști din plin bucuria unei sărbători. Iată, din fericire, anul acesta am avut posibilitatea să participăm la celebrările din Săptămâna Sfântă și din Seara Învierii, dar aș vrea să vă adresați printr-un cuvânt celor care, fiind plecați peste granițe, nu au avut cum să vină acasă, aproape de cei dragi, pentru că știm, sunt restricții încă în foarte multe țări, chiar și în România, și poate alții în alți ani ar fi venit să fie aproape de părinți, de copii, dar au rămas peste graniță și sunt cu gândul la ei. Ce le spuneți? Care este mesajul dumneavoastră? Da, eu sunt convins că ei ar fi dorit foarte mult să fie prezenți în familie, să facă sărbătorile în familie, dar situația creată de acest virus îi determină încă pe mulți, în diferite țări unde situația este mai grea, să rămână acolo și să comunice cu cei dragi doar prin mijloacele moderne de comunicare. Dar ar trebui să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru că avem această posibilitate. Aceste mijloace moderne de comunicare i-a ajutat și îi vor ajuta și pe ei, dar și pe credincioșii noștri să poată participa vizual și să fie prezenți alături de cei din biserică, alături de cei care se adună fizic și celebrează Sfintele Sărbători. Eu n-am decât să-i încurajez pe credincioșii care nu pot veni fizic să participe alături de cei dragi, să-și mențină credința, să se roage și de acolo, din casele lor unde sunt, să participe activ, cântând cu noi, mai ales cântarea arhicunoscută, Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând. Să trăiască în acest spirit de credință sărbătorile și, repet, să-i mulțumească lui Dumnezeu că au această posibilitate. Și iată, un nou mijloc de comunicare este RGSFM, cel la care v-ați adus contribuția semnificativ. Știm foarte bine că a fost de curând lansarea acestui post de radio și fericiți cei care ne pot asculta. Sperăm că vom fi și pe frecvența undelor în curând. Cum a fost această schimbare în cadrul episcopiei de a avea un radio? Știu, o dorință mult mai veche. Da, eu am dorit foarte mult pentru că de multe ori colaborăm cu Radio Maria. Am avut ocazie și când eram decan și paroh la Suceava, decan de Bucovina, să transmit sau să mi se ceară să transmită prin Radio Maria multe din slujbele noastre și doream mult ca credincioșii noștri să aibă posibilitate de a avea un spațiu mai mare pentru transmisiile în ritul latin. Sigur că noi nu disprețuim celelalte rituri, dar vedeam dorința arzătoare a credincioșilor de a avea mai mult. Noi aveam multe sărbători, sărbători importante, când, sigur, nu puteau să transmită Radio Maria pentru că ei cuprindeau toată țara și transmiteau și să îi împace pe toți, și pe frații greco-catolici și pe romano-catolici. Dar acum mă bucur nespus de mult că s-a deschis acest post de radio. Continuăm să colaborăm și cu Radio Maria și cu alte posturi de radio, cum avem cu Radio Vatican, transmițând în uneori chiar cred în direct, nu știu exact, știrile de acolo și multe lucruri frumoase. Deci nu refuzăm colaborare cu nici cu Radio Maria, nici cu alte posturi de radio. Dar condițiile vor fi stabilite între cei care conduc aceste posturi de radio. Repet, mă bucur nespus de mult,
Am avut ocazia acum de când s-a deschis, ascult, chiar mergând cu mașina sau seara, înainte de culcare, puneam și ca să ai 24 de ore din 24, închipul este o muncă titanică pentru cei care lucrează în, aici, în acest post de radio, dar merită acest lucru și vreau să-i încurajez și acum și în continuare, să nu se descurajeze când vor întâmpina dificultăți. Îmi închipui că este greu de susținut un post de radio. Eram obișnuit și înainte, noi ascultam un post de radio, dar câtă muncă este în spatele unui post de radio, nu îmi puneam problemă. Acum am dat seama. Acum sunteți implicat direct. Da, și mă bucur pentru că acum credincioșii noștri, chiar dacă numai online deocamdată, sperăm cât mai curând și prin undele radio, să poată urmări programul nostru, pentru că avem transmisiuni foarte interesante și foarte variate. Am subliniat acest lucru și când mi s-a luat interviu la deschiderea acestui post de radio, RCS FM. Și le doresc mult succes mai departe. Se spune că nimic nu se întâmplă fără un rost și iată că în context pandemic, când toți se plâng că lucrurile nu merg bine, că nu mai e nimic cum era, vine RCS FM. RCS FM e cumva speranța noastră că, iată, chiar și în timpuri mai puțin plăcute, să le spunem, se pot întâmpla lucruri bune și noi putem contribui la ele, evident. Da, eu le-am spus credincioșilor că răul acesta, noi vedem numai partea negativă, răul, dar sunt atâtea lucruri benefice pentru toți, nimic din ceea ce se întâmplă, din ceea ce Dumnezeu ne trimite, nu este întâmplător. Acceptăm stare de lucruri, dar încercăm să tragem și foloase din ceea ce este pozitiv și bun, cum este și acest post de radio. Pentru că am vorbit de acest context pandemic, mă voi întoarce la pastorala de Paște și voi extrage de aici un mic pasaj. Ne-a zis așa, ceea ce le-a permis discipolilor să-L recunoască pe Iisus a fost frângerea pâinii. Haideți să venim în timpurile noastre, în contextul acesta, ce ne ajută pe noi, creștinii de astăzi, să recunoaștem pe Iisus în viața noastră? Da, noi avem multe posibilități și situații în care îl putem recunoaște pe Hristos. Ne putem întâlni cu El, pentru că El ne-a și spus, cu voi sunt până la sfârșitul veacurilor. Înainte de a se despărți vizibil de pământul nostru, ne-a făcut această promisiune și s-a ținut de ea. Și avem posibilitate să ne întâlnim cu Hristos în diferite feluri, fie ascultând cuvântul lui Dumnezeu în cadrul celebrărilor sfinte, mai ales la Sfânta Liturghie, fie atunci când ne adunăm mai mulți în familie și pandemia ne-a oferit această ocazie să ne întâlnim în familie mai des, să ne rugăm împreună, să discutăm împreună, să citim un text din Biblie împreună și așa mai departe. Și acolo, spune Iisus, unde doi sau trei se adună în numele meu, eu sunt în mijlocul lor, un semn concret al prezenței sale între noi. Apoi nu mai spun prezența preotului. Preotul este ca și Hristos în mijlocul oamenilor. Dar cel mai mult, Hristos este prezent între noi la frângerea pâinii, cum a fost în cazul celor doi ucenici la Emaus. De aceea am și amintit aici, am pornit de la acest episod din Evanghelie pentru a arăta cât de important este pentru noi creștinii să mergem să-L întâlnim pe Iisus la frângerea pâinii, la Sfânta Liturghie, când la un moment dat se poate observa că preotul frânge pâinea. Este Hristos care se frânge pentru noi, care ni se dăruiește, care reînnoiește jertfa de pe calvar în mod nesângeros, este adevărat, dar este aceeași jertfă și ne invită să și-l mâncăm. Luați și mâncați. Nu spune luați, ia, priviți-mă. Luați și mâncați, luați și beți. Deci cea mai frumoasă participare la Sfânta Liturghie este atunci când ne și împărtășim sacramental. Noi ne-am obișnuit în timpul pandemiei și încă acum cei care nu pot veni și sunt bolnavi, suferă acasă, au posibilitatea să se împărtășească spiritual. Și aici este și un lucru pozitiv care nu era cunoscut așa mult înainte, pentru că oamenii care voiau să se împărtășească veneau la biserică, se spovedeau, se împărtășeau. De acum au avut ocazia să redescopere importanța și frumusețea și măreția împărtășaniei spirituale. Cu acea rugăciune care se spune, nu știu dacă chiar în toate bisericile, dar noi am recomandat să se spună,
imediat înainte de a merge poporul să se împărtășească sacramental, cei care sunt în biserică, împărtășania sacramentală. Dar revin la această frângere a pâinii, adică Euharistia, Sfânta Liturghie. Nu întâmplător am ales primul an din slujirea mea episcopală să-l dedic Sfintei Liturghii și un an întreg a fost anul Sfintei Liturghii, adică anul frângerii pâinii. Pentru că la Sfânta Liturghie se frânge pâinea, Hristos se frânge pentru noi, ni se dăruiește și suntem invitați să ne împărtășim cu trupul și cu sângele său. Este momentul cel mai important și modalitatea cea mai frumoasă de a ne împărtăși cu Hristos, de a-L simți între noi. Pentru că noi vorbim de Paște. Acum, Paștele vine de la Pesach, care în limba ebraică înseamnă trecere. Și ne gândim, în primul rând, la trecerea lui Hristos de la moarte la viață, dar și trecerea lui printre noi. Vine să ne viziteze, cum a vizitat pe cei doi ucenici, nu l-au recunoscut la început, dar la frângerea pâinii l-au recunoscut. Și așa de fericiți erau că s-au întors noaptea înapoi, să nu țină numai pentru dânsii bucuria aceasta întâlnirii cu Hristos cel viu, ci să o comunice și altora. Această bucurie trebuie și suntem invitați și noi să o trăim. Iată, mult semnalează cumva o dificultate în România, pentru că suntem într-o țară majoritar ortodoxă și știm bine, frații ortodoxi anul acesta sărbătoresc Paștele la o distanță considerabilă de timp față de noi, catolicii. Cum ne învățați să simțim totuși spiritul acestei sărbători, chiar dacă în jurul nostru mare parte dintre cei cu care conviețuim nu sunt în sărbătoare? Eu am avut ocazie din copilărie, fiind născut într-un stat compact catolic, să nu simt diferența asta sau faptul că nu avem sărbătorile odată, dar după ce am ajuns preot și am ajuns în diferite comunități în care erau majoritar poate ortodox sau jumătate-jumătate, atunci am început să înțeleg și eu mai multe lucruri și să mă adaptez încercând să-i fac pe credincioși să trăiască din plin bucuria învierii, pentru că, așa cum o trăiesc și frații noștri ortodoxi, chiar dacă nu avem Paștele la aceeași dată, mulți se bucură că ce facem de două ori Paștele. Sau facem dar cumpărături fără haos, mai spun unii, Paște, e mai liniște. Dar Paștele, conținutul sărbătorii, așa le spunea totdeauna, este același. Chiar dacă nu avem aceeași dată, conținutul sărbătorii este același și trebuie să ne respectăm unii pe alții, să ne bucurăm împreună la sărbătoarea aceasta mare, pentru că este aceeași sărbătoare și cu aceeași greutate spirituală. Este cea mai frumoasă și cea mai mare și cea mai importantă sărbătoare a religiei noastre creștine. Trebuie un pic de efort, e adevărat, în plus, când într-o familie, e o familie mixtă, de exemplu, soțul catolic, soția ortodoxă, copiii la fel, poate împărțiți jumătate-jumătate, unde sunt mai mulți. Dă Doamne că... Pentru că ați făcut trimiterea către Tămășeni, satul catolic în care v-ați născut, eu îmi amintesc că în copilărie, catolică fiind și la fel era Paștele sărbătorit la date diferite, părinții mă învățau să salut în perioada pascală, Hristos a înviat. Și mi s-a întâmplat să-i salut pe vecini, da, din cartier, Hristos a înviat și să mi se zică, la noi încă n-a înviat. Deci, efectiv, am primit acest răspuns. Iată, astăzi, eu încerc să le spun copiilor mei că noi sărbătorim Paștele. A, dar la noi la școală încă n-am făcut. Nu, n-a venit iepurașul, că acum știți, copiii sunt cu iepurașul și cu așa. Din acest motiv v-am întrebat cum facem să simțim această sărbătoare. Pentru că știm bine că modernismul acesta și canalele media ne ajută în evanghelizare, în transmiterea cuvântului, dar iată cumva vin și să facă rău pe de o parte. Contează foarte mult educația pe care o primim de la părinți, de acasă. Și noi, ca biserică, reprezentanți ai bisericii, ne străduim ca să-i facem pe credincioși, de toate vârstele și mai ales în catehezele noastre, să înțeleagă credincioșii ca să respecte credința și a celuilalt. Iar fiind împreună aici, fiind într-o țară majoritar ortodoxă, nu trebuie să renunțăm de acum, nu ne mai salutăm Hristos a înviat pentru că suntem într-o țară majoritar ortodoxă. Dacă suntem bine educați și catolici și ortodoxi, ne respectăm unii pe alții și ne salutăm frumos Hristos a înviat. Putem spune și vara Hristos a înviat și în alt timp, pentru că acest adevăr este central în religia noastră creștină.
că obișnuim să-l folosim la Paște, este adevărat, pentru că atunci este sărbătoarea. Dar eu am pățit de multe ori în timpul vierii cineva de emoții întâlnindu-mă, știind că preot sau episcop, Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Și cu mare bucurie bănuiesc că ați răspuns, este, pentru este, că e este valabil un salut și vara. Minunat, minunat. Dar contează mult de educația pe care părinții o dau copiilor în familie, ca ei să înțeleagă, să țină la această frumoasă sărbătoare, să nu râdă de celălalt dacă nu avem sărbătorile odată sau dacă posturile sunt diferite. Nu, trebuie să ne respectăm. Asta e frumos și asta ne îndeamnă religia creștină, respectul față de persoana celuilalt. Ați avut de-a lungul vieții dumneavoastră de până acum, ați trăit la Tămășeni, nu? Ați fost și la Onești o lungă perioadă, apoi și la Suceava, așa cum Iași. Cumva v-ați plimbat așa prin Moldova și ați făcut un circuit. Ce vă amintiți special pentru fiecare zonă legat de sărbătoarea pascală? Da, eu am avut ocazie în cei 40 și aproape 43 de ani de preoție, doi aproape de episcopat, să perind prin dieceză, mai prin toată dieceza, în toate zonele mari ale diecezii noastre și să îmi dau seama și le-am spus de multe ori și altora, fiecare zonă are un specific al ei. Cât privește satul natal, fiind într-un sat compact catolic, sigur altfel trăiești sărbătorile, știind că toți sunt, avem aceleași sărbători la aceeași dată și simți altfel pulsul și, știu eu, conținutul și trăirea unei sărbători. Dar am avut ocazie, mergând în celelalte parohii, unde erau jumătate catolici, jumătate ortodoxi sau majoritari ortodoxi și noi o minoritate, să fac experiența aceasta de a trăi sărbătoarea și de a îndemna pe credincioși să ne respectăm într-adevăr unii pe alții. Acum avem noi sărbătoarea, sărbătoarea este aceeași când avem cum e Paștele, nu cad întotdeauna la aceeași dată sau nu avem împreună decât la câțiva ani, să-i fac să înțeleagă că trebuie să ne trăim fiecare sărbătoare, conținutul ei și să-i respectăm cu adevărat pe ceilalți. Ce un specific, aș spun eu, în Bucovina, un specific al Bucovinei... Deja zâmbiți, deci mă aștept să spuneți da, dacă ceva, zâmbesc, urmează ceva da. Inedit. Deși am stat mai puțin la Unești, am stat cel mai mult, aproape de 15 ani, și acolo e specificul din zona Trotușului, dar când am mers în Bucovina, mi-a plăcut foarte mult obiceiul lor de a binecuvânta alimentele. Nu le-am întâlnit în celelalte părți decât foarte puțin, redus. Dar în Bucovina, mai că nu, nici nu le priește Paștele, dacă nu vin mai întâi cu un coșuleț, dar frumos, ornamentat și cu tot felul de bucate de Paște, înainte de slujba învierii. Din noaptea de Paști. Vin și mi-aduc aminte în Suceava, făceam de două ori dimineața, anunțam ora când și după amiază. Și apoi noaptea veneau la liturghia înviere, dar nu simțeau înviere dacă nu vin cu coșul să binecuvântez. Și erau frumusețe, am fotografii făcute, o frumusețe când se adunau și făceau un rând așa de mare că ieșeau până în stradă, departe. Până la urmă, orice sărbătoare e legată și de o masă îmbelșugată. Da, dar e pentru că este un sacramental acesta, binecuvântarea alimentelor de Paște și ceva care e foarte frumos. Numai că era și pericolul mult dacă au binecuvântat să nu vină la slujba de noapte, câteodată bucatele sunt binecuvântate, poți să stai frumos și mănânc acasă și... No, dar astea sunt excepții. Dar le explicăm totdeauna că acesta este un sacramental, binecuvântăm alimentele de Paști și voi le veți folosi după aceea ca sacramental, ca ceva binecuvântat de biserică. Esențialul este liturghia învierii Domnului, dar ei simțeau bucuria Paștelui și prin acest gest pe care îl făceau și moștenii din moș strămoș. Pentru că am vorbit despre masa de Paște, mi se duce gândul la marea noastră bucurie recentă, vorbesc în dieceză, denumirea părintelui Benoni Ambăruș ca episcop auxiliar de Roma. I-am luat un interviu în 2018, era în preajma Crăciunului, și mi-a spus la un moment dat așa, sărbătoare va fi când centrele în care oamenii care nu au ce mânca, în ziua de sărbătoare nu vor mai veni, centrele vor fi goale. Pentru că asta va însemna că fiecare dintre dumneavoastră ați luat pe cineva la voi acasă și le-ați oferit o masă. Ei n-au mai fost nevoiți să vină în aceste centre să mănânce mâncarea pusă la dispoziție de caritasurile din zonă. Haideți să adresăm cuvântul Sfinției voastre către cei
care poate n-au o masă îmbelșugată anul acesta de Paște. Da, de multe ori mă gândeam și cred că toți ne gândim, cei care avem posibilitate și ne simțim bine în familie, pregătim Paștele și din acest punct de vedere exterior, ne gândim la și mă gândeam la atâția care nu au strictul necesar pentru viață. Eu nu pot decât să-i încurajez și cât putem îi îndemn pe toți credincioșii să facă bine, mai ales acum de Paști, să-și arate caritatea lor mergând și ajutându-i, cupărându-le ceva, să simtă toți bucuria aceasta a sărbătorii și în acest punct de vedere. Preasfințitul, acum Ambăruș, sigur, el simțea lucrul acesta și chiar mă bucur că l-ați adus în discuție, pentru că el s-a ocupat și se ocupă în continuare acolo, cu, fiind responsabil cu Caritasul în Roma, a fost ales acum ca episcop, nu știu ce, dar probabil că se va axa mult în activitatea sa de slujire în biserică, tot pe caritate, ca episcop de data aceasta, dar el a simțit, cred că cel mai mult, pentru că se ocupa direct și se ocupă de cei săraci ai Romei, și sigur sunt veniți din diferite părți, din diferite țări, acum cu emigranții aceștia, situația este cu totul deosebită. Dar eu încurajez pe toți credincioșii, faceți bine în numele lui Dumnezeu, de Paște acum mai ales, să simtă toți bucuria sărbătorii. Cu siguranță toți cunoașteți o familie necăjită sau oameni care au nevoie de ajutor, să simtă și ei, măcar din acest punct de vedere, și odată cu asta salutul care să-l duceți, Hristos a înviat și oferiți și ceva pentru dânsi. Pentru că am vorbit de acești oameni mai puțin favorizați, trebuie să vorbim și de extrema cealaltă, de acei părinți care de Paște nu ratează ocazia de a marca iepurașul și nu învierea. Cum e cu iepurașul acesta preasfințite? Trebuie să fie sau nu trebuie să fie în viața iepurașul noastră? Iepurașul n-are nicio legătură cu Paștele nostru creștin. Ou roșu, da, sau un colorat diferit, dar în special ar trebui să fie roșu, pentru ca să ne amintească de sângele pe care Iisus l-a vărsat pe cruce pentru mântuirea noastră. Dar iepurașul n-are nicio legătură, este total profan, străin de... În copilăria Sfinției voastre se obișnuia să vă cumpere haine noi de sărbătoarea Paștelui? Sau... Asta, pentru că da. Eu asta am trăit. La noi, așa, când era Paștele, ne lua mama haine ca să mergem la biserică, că nu erau pentru altceva. Aveai voie cu bluza doar la biserică, că e pentru ziua de Paște. Așteptam și iată că s-a rostogolit cumva această tradiție și a ajuns ceva ce nu ar trebui să fie. Spuneți-mi cum a fost în copilăria Sfinției voastre. Da, mi-aduc aminte cu mare drag, pentru că mama a fost o femeie foarte credincioasă. Tatăl meu lucra chiar aproape de Iași, aici la Ciure, era o fabrică de cherestea, a fost un simplu muncitor. Venea o dată pe lună, plus minus, acasă și greul îl ducea mama în casă, tata ducea banii, cum se spune, dar mama se ocupa de creșterea noastră și de educația noastră religioasă în special, și a fost o femeie foarte credincioasă care se trăgea din familie credincioasă, pentru că l-am cunoscut pe fratele ei, unchiul meu, la fel, deși bărbat, era foarte credincios, și o altă mătușă, noi spuneam Nașa Mărița, iar unchiului Moș Anton. Uite, din Moș Anton, din familia lor, sunt cei patru frați, Gașpar, pentru că așa îi spunea mamei de acasă, patru frați preoți. Și se vede, dar se ruga foarte mult. Vocațiile sunt și urmarea rugăciunilor făcute de cei din familie, de comunitatea creștină din care ne tragem fiecare. Și spuneam, am avut ocazie în toată copilăria mea să trăiesc din plin frumusețea sărbătorilor, pentru că mama ținea strașnic. Când începeam postul mare, era sfânt, nu avea obicei chiar să spele vasele cu cenușă. Să nu vedem carne, deși nouă ne mai dădea așa, pentru că da, ea ținea strașnic. Și iată un model, da, mai ales pentru acele timpuri. Și bănuiesc că a contat foarte mult în evoluția dumneavoastră. Foarte mult a contat. Și apoi la biserică, noi exista, mergeam și dimineața și seara, și când vineau săptămâna mare, extraordinar.
Ați ripostat vreodată în copilărie? Nu vreau să merg la biserică? Ați spus? Nu cred, nu mi-aduc aminte să fi ripostat. Poate mi-ar fi convenit să mai merg la fotbal câteodată, dar îmi trecea după aceea. Când veneam la biserică, veneam chiar bucuros, fericit acasă, pentru că părintele paroh mă mai punea să citesc lecturile, ministram, a fost ministrant de mic la biserică și am simțit bucuria sărbătorii, efectiv, cu toți cei din casă, din familie. Nu mâncam până nu veneam de la slujba, învierii, de exemplu, noapte de Paști. Și, într-adevăr, simțeam bucuria aceasta. Știu că noaptea, când mergeam la slujba învierii, ca să nu vină hoții, mama prindea un bec așa, dar nu de la mă, nu consumă prea mult de rută și trăgea perdeaua și punea așa, făcea o imitație de om să parcă cineva la masă. Să vedea când ieșeam afară, să vedea umbră că stă cineva. Doar că vecinii nu știau probabil că e același om în fiecare an la masă. Mi-aduc aminte, eu acum, eu așa, da, să vedeți cum inventau părinții, luau măsuri de precauție. Ca dar nu ne s-a întâmplat niciodată să ne spargă casa, nu mi-aduc aminte, dar se mai auzea aici, colo, cum mai vineau hoți. Dar mamele cum se gândesc la toate, nu-i așa? S-a gândit și la asta. Care a fost vârsta la care ați simțit prima dată că acesta este drumul pe care vreți să mergeți, drumul preoției? Cred că în primii ani de școală generală, știu că eram ministrant, mi-aduc aminte, s-au ținut misiuni. Și curios, uite acum mi-aduc aminte, părintele care ținea misiuni a murit, Dumnezeu să-l odihnească în pace, era părintele Andrei Balint. Un preot franciscan, dar atunci erau interziși în timpul comunismului franciscanii și a ținut misiuni. Parohul era părintele Klein Wilhelm, un neam, dar era născut în Mihăileni, în o filială a Siretului, în nordul, în Bucovina, în nordul țării. Și mi-aduc aminte că în timpul acelor misiuni, părintele vorbea așa că avea într-adevăr un spirit oratoric. Și mi s-a trezit atunci dorința, păi, dar aș vrea și eu să predic, eu să învăț eu oamenii ca să țină legile lui Dumnezeu, să fie credincioși. De atunci a început așa și să prind germenul acesta, chemare pentru Sfânta Preoție. Ca apoi, când am ajuns preot, primul paroh pe care l-am avut era tocmai asta, acum mi-aduc aminte. Întâmplări ale vieții care se leagă. Pentru că ați pomenit de misiuni, trebuie să vă spun și eu că prima amintire pe care o am legată de preasfinția voastră este momentul în care ați ținut misiunile în parohia Fericitului Ieremia. Și atât știam, mă duc la biserică pentru că e un preot care predică frumos. Deci asta spuneam în copilărie și atunci, vedeți, ați zis de misiuni, să știți că și în copilăria mea a fost o legătură cu misiunile viață, și da, cu ceea ce spuneți. Totuși sunt oameni care ne marchează existența. În viața dumneavoastră de preoție, care a fost cel care a contat cel mai mult? Omul care v-a dat această cale spre preoție și v-a îndrumat către ea. Da, cred că părintele care l-am avut paroh era mititel și numele Klein, în limba germană înseamnă mic. Părintele Klein, parohul nostru, cel care a și construit biserica, de fapt n-a construit el, dar a coordonat toate lucrările și în timpul activității sale pastorale de 22 de ani cât a fost în Tămășeni s-a ridicat biserica pe care o avem și astăzi, în 1956, știu eu, aveam 2 ani atunci, dar când am crescut mărișor, deja din primii ani a pus ochii pe mine, se vede că mergeam cu mama la biserică și asta vine la ministrant, la biserică. Și am rămas atașat mult de părintele Klein, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Și tot el i-a spus dascălului care era pe vremea aceea să mă învețe să cânt la orgă. Și atunci am început să primele și mi-a prins bine în viață toate lucrurile acestea. Dar eu mi-aduc aminte cu drag și îl pomenesc zilnic în rugăciune pe părintele Klein. Am chiar în cameră și acum am o fotografie care o țin alături de părinții mei, știi, și în fiecare zi îl pomenesc în rugăciune. Un om care a contat, nu? Foarte mult. Vă amintiți că v-ați diferențiat cu ceva față de colegii sfinției voastre de școală? Nu știu, poate pentru faptul că veneam prea des la biserică. Erau în timpurile acelea răutăți între copii să zică, ba, tu, Iosif, te duci prea mult la biserică, ești prea cuminte, ești separat. Prea dau, așa? Nu ne-am separat, pentru că fiind o comunitate compact catolică, chiar aveam colegi și băieți și fete, cred, care veneau și mergeam împreună, când mergeam la școală, treceam prin fața bisericii
Și intram în biserică, făceam o rugăciune când veneam de la școală, de cele mai multe ori, nu chiar zilnic, cred, dar de cele mai multe ori. Și eram cu băieți care mergeam, făceam și calea crucii în post, de exemplu. Făceam calea crucii în timpul zilei. Și după mergeați și la un fotbal? Și mergeam, da, dar mi-a plăcut foarte mult să joc fotbal. Păi de asta zic, probabil era o îmbinare între copilărie, exact, dar și latura aceasta spirituală. Păstrați legătura cu vreun coleg de clasă? Cu mai mulți, nu numai cu mai mulți. Sigur că da. Ce spun acum, văzându-l pe colegul, poate de bancă, de clasă, văzându-l episcopul diecezii de Iași? Se bucură foarte mult. Eu și la 25 de ani de preoție i-am invitat pe toți colegii și profesorii care mai trăiau la o întâlnire. Am făcut o liturghie în satul natal și a fost o bucurie deosebită să ne întâlnim după atâția ani de zile. Tot ținând legătura cu unul, doi, trei dintre dânsii ca să găsească adresele, mulți erau căsătoriți, cu familie, cu... dar păstrez legătura și ne bucurăm chiar mult când ne întâlnim. Se poate să ne întâlnești cu... și chiar cu unii profesori. Păi, eu am fost profesor, știu. Pentru că viața v-a purtat în multe locuri, trebuie să vă întreb care a fost cea mai mare bucurie pe care ați avut-o până astăzi, momentul când vorbim. Păi cea mai mare bucurie, ce să spun, cred că ziua hirotonirii, ca preot. Ca preot? Da, și apoi asta ca episcop de acum un an jumătate aproximativ, dar în ziua hirotonirii preoțești a fost o zi care rămâne de neuitat. În chiar... afară de ceremonialul specific, ce vă amintiți? Nu știu, primul moment de dimineață când v-ați trezit, ceva specific acelei zile, altceva decât ceremonialul? Da, mi-aduc aminte și v-am povestit de multe ori în preajma hirotonirii și era în capelă, în capela seminarului, parcă cântam un tedeum, că obișnuiam deseori să lase evenimente deosebite, cântam tedeum, pe tine Dumnezeule te lăudăm. Și chiar mi-aduc aminte că mi-au curs lacrimi la final, când eram de acum spre finalul pregătirii pentru preoție și se spune în acest imn Te Deum, în tine, Doamne, am nădăjduit și nu voi regreta în veci. Că anii de pregătire am trecut prea multe, greutăți, 10 ani de zile, plus că n-am pierdut niciun an. Când am terminat clasa 8-a, am avut norocul că atunci s-a primit la seminar, că se primea din 4 ani sau la 5 ani, că era regimul comunist atunci. Dar am avut noroc să nu pierd niciun an și după atâția ani de zile am ajuns la un final. Și acum în tine, și m-am rugat de multe ori, m-a dat seama, și cântam în tine, Doamne, am nădăjduit și nu voi regreta în veci. Și chiar mi-au dat lacrimile când am cântat și cântam împreună cu ceilalți din capelă. Și acum știu că vă place foarte mult un alt cântec, care spune, Doamne, rămâi cu noi, când va fi greu, să fim mereu în doi, nu? Da, a venit acum, acest cântec în completarea acelui tedeum? Dacă, acum sigur mă auzi și cei din Suceava și nu numai ei, știu că îmi place mult acest cântec, alături de altele, dar acesta în mod deosebit, pentru că îmi dă curaj. Că atunci când întâmpin dificultăți în viață, să întăresc legătura cu Hristos. Când suntem în doi, lucrurile merg altfel. Și mai ales dacă cel al doilea este Hristos și în el susține, adică toată existența, întregul univers este în mâinile lui Dumnezeu și el este Dumnezeu adevărat, ca și Tatăl, ca și Duhul Sfânt. Când suntem în doi, nu avem de ce să ne temem. Mergem înainte. Pentru că suntem la capitolul amintiri și bucurii, vă propun să urmărim ceva și apoi reluăm discuția. Am urmărit ceremonia din catedrală. Peste puțin timp, Sfântul Părinte va ieși din catedrală, va urca în papa mobil și va veni să ne salute. Va fi momentul în care îl vom vedea față în față. Urmărim pe ecrane imagini în continuare cu traseul Sfântului Părinte până când va ajunge aici, dar între timp stăm de vorbă cu Părintele Iosif Păuleț și cu sora Regina Birou și ne vor da o mărturie despre vocația și despre viața lor. Părinte, spuneți-ne ce învață preoții de astăzi de la Papa Francisc? Păi, foarte multe avem de învățat de la Papa Francisc. Nu numai noi preoții, cred toți, dar referindu-ne la noi, m-aș opri la modestia Sfântului Părinte, simplitatea lui, umilința lui.
Și el vrea să ne spună nouă, preoților, dar și celorlalți, cu cât ocupi un loc mai înalt în biserică sau în societate, cu atât să fii mai modest și umilit. Pentru că acest lucru te face să fii mare înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Apoi, mă gândesc la acea inimă largă, deschisă, față de toți. Așa cum vedem și în imaginile acum în biserică și mai ales preferința sau predilecția față de cei marginalizați, față de cei bolnavi, față de cei mici, față de cei care sunt puși la periferia societății. Papa ne îndeamnă să ne apropiem de ei. Și apoi spiritul său de slujire, ca și Iisus, care a spus: n-am venit să fiu slujit, ci ca să slujesc. Dragi prieteni, am revenit. Preasfințite, am revăzut primul nostru interviu, nu? Pe o scenă. Iată, atunci eram în fața a mii de oameni și acum suntem în fața a mii de oameni, dar în contexte diferite. Era vizita Papei Francisc la Iași și dacă aș fi știut că ajungeți episcop, v-aș fi adresat mai multe întrebări atunci, da? Așa, am fost limitați de timp, nu am vrut. Cum a fost acea experiență pentru excelența voastră? Da, a fost o experiență cu totul deosebită și nici nu bănuiam atunci că voi ajunge în postura să discutăm acum și v-am văzut prima dată atunci. Exact, n-am da. N-am avut ocazie, nici nu știam. Atunci mi-ați luat interviul pe scenă în fața a mii de oameni adunați să-l vadă pe papa, nu pe mine sau pe nevastră. Păi dar n-au văzut trebuia, și ne revăd și astăzi. Trebuia să întreținem atmosfera acolo. Dar cumva am fost pedepsiți, oare noi să întreținem atmosfera? Ce ziceți? Nu știu, că oricum a fost, rămân momente de neuitat. Chiar dacă a fost cu ploaia aceea și, mă rog, apoi a venit soarele, dar frumos a fost că a venit papa și atunci era soare și frumos. Zic dar pedepsiți, pentru că știu că nimeni n-a vrut să fie intervievat de mine. Bine, n-ar fi știut de cine, da, dar știu că ați fost când cumva cel sacrificat să răspundă la întrebări. Da, când mi-a spus părintele atunci că de nu vrea, am mai încercat de la un preot altul ca să ne spună câteva cuvinte aici în față și au refuzat și le-a fost frică. Te-am, las că mă duc eu. Și acum era și un moment în care papa trebuia să ajungă și zicea că nu cred că mai ai timp să vorbești acum, că și până la urmă m-am auzit. Și v-am cam repezit, cred că, pe scenă, repede, da, v-am întrebat fost așa, ceva și gata. Cam cu viteză cam pus cu întrebările. Îmi cer scuze, dacă aș fi știut. Dar nu numai, și la ceilalți, că mai era o soră acolo. Mai era o soră, pare, exact. În sfârșit. Exact, da. Dar așa, în viteza aceea, am văzut că papa tot nu vine și atunci mi-am revenit. La început, totdeauna ai un pic de emoții, bună, ți intri în. Și mi-aduc aminte de scena aceea frumoasă, pe care sigur n-o pot uita. Am răspuns la întrebare, o întrebare sau două, nu mai știu câte au fost atunci. Două au fost, dacă mi-amintesc eu bine, da, știu. Recunosc că nu m-aș fi gândit atunci că veți fi episcopul diecezei de Iași. Dar eu m-am gândit. Nu v-ați gândit, nu-i așa? Prin cap nu mi-a drăguț. Au fost persoane care au zis că ați ajuns episcop, că ați fost cel care a vorbit pe scenă. Și spus că mai râs că la cuvântul din catedrală, când am fost hirotonit episcop, am amintit lucrul acesta, că mulți, și chiar am auzit cu vocea mea, părinte l-a lăudat pe episcop pe scenă acolo și de aceea au pus ochii pe el și l-au numit, deci vorbă. Eu m-am dus acolo pentru că am fost rugat ca să mă duc să spun un cuvânt, să întreținem atmosfera acolo până la sosirea papii și nu m-am gândit niciodată și nici n-am dorit și nici n-am râvnit această slujire, că e adevărat, este onorantă, dar foarte împovărătoare ca să fii episcop cu responsabilitatea pe care ai în fața lui Dumnezeu. Însă, pentru că întotdeauna am voit să fac ceea ce Dumnezeu a voit din mine, n-am spus nu, nici când am fost chemat la nunțiatură și mi s-a pus în față, uite, papa te vrea episcop, trebuie să dai răspuns, da sau ba. Și atunci m-am rugat, că m-au trimis, este o capelă acolo la nunțiatură, mergi și stai de vorbă cu Iisus, cu Domnul, cel care te-a chemat, și apoi dă un răspuns. Și trebuia să dau un răspuns și am spus, cum să spun nu, Doamne, dacă Tu totdeauna ți-am spus da. Sunt cazuri în care au fost persoane care au intrat în acea capelă și apoi au zis nu? Cred știți? Că da, cred că da, în istoria bisericii, sigur, pentru că dacă te gândești câte responsabilități sunt ca episcop,
Da, sau unul cu probleme fie de sănătate, fie, mă rog, fiecare are istoria vieții lui. Acum dar puteam că... să spun nu dacă... Dar n-a fost o opțiune din ceea ce îmi spuneți. Ați înțeles că acesta este drumul și așa vrea. Am spus, în harul tău și cu ajutorul harului tău spun da și mă încred total, pentru că fără ajutorul lui Dumnezeu nu poți face față obligațiilor, datoriilor, slujirii acesteia în biserică. Evident, percepția excelenței voastre asupra diecezii s-a schimbat acum. Ați avut o percepție atunci când erați decan și acum sunteți episcop. Cum vedeți dieceza astăzi? Sigur că da, pentru că area este, vă dați seama... S-au extins responsabilitățile. Sigur că da, sigur. Dar a fost așa, treptat, pentru că am fost ca vicar vreo 3 ani și ceva, 4 ani, era mai puțin preoț atunci și aveai șansa să ajungi mai repede paroh. Acum sunt mai mulți preoți și mă așteaptă unii ca multișor până ajung să primească responsabilitatea de paroh să conduc o parohie. Dar atunci eram mai puțin și am trecut prin toate fazele acestea, ca vicar și apoi ca paroh într-o parohie mai mică la Schineni, lângă Bacău, după aceea mai mare la Cireșoaia și aveam și filială la Smenic Moldova, atunci acum sunt parohie separate, la Onești, apoi spiritual, la seminar, la Iași și la Bacău, deci am trecut prin multe faze de acestea, dar aria acum este extinsă la toată dieceza și sunt 159 de parohii în dieceza noastră și responsabilitatea este pe umerii episcopului întotdeauna. Responsabilitatea principală, că nu lucrez singur, de fapt este Dumnezeu care lucrează și eu sunt ajutat de cei care sunt în curia diecezană și apoi preoții parohii care sunt mâna întinsă a episcopului în dieceză, în toate parohiile pe care le avem. Știu că mergeți foarte des în parohii, iată și în Postul Mare ați făcut acele cateheze în zone diferite ale diecezei. De unde această inițiativă în acest context pandemic? Pentru că mulți evită în această perioadă deplasările. Eu, sincer să fiu, n-am ținut cont niciodată de problema asta pandemiei. Mi-am luat măsurile de precauție câte este, sigur, și am dorit să mă duc să mă întâlnesc. Aveam în planul meu pastoral să fac vizitele pastorale, care înseamnă 3 zile cel puțin, cum a făcut Preasfințitul Petru Gherghel în timpul, dar a avut 40 de ani în fruntea diecezii. Eu voiam chiar de la început ca să pot cunoaște și mai bine, deși aveam o experiență pastorală foarte mare, fiind ca decan și vizitând atâtea parohii și în multe zone din dieceză. Dar alta este când mergi ca episcop cu responsabilitatea care o ai și intenționam să mă duc, să merg în fiecare parohie, să fac vizitele pastorale, numai că a intervenit pandemia și, de fapt, nu sunt singur. Peste tot, pandemia a paralizat inițiative multe din partea... Totuși, din exterior privind, ați făcut față cu brio și acestei provocări și nu s-a simțit la nivelul comunităților o reținere din partea episcopiei de a face aceste vizite specifice. Chiar m-am dus cu drag în parohii și mă duc cu drag în parohii, pentru că mi-a plăcut întotdeauna ca să activez în mijlocul credincioșilor, păstor și oițele. Mergând în teritoriu și cunoscând contextul actual, care credeți că este cea mai mare provocare pe care o aveți în calitate de episcop al diecezii? Sunt mai multe provocări în situația de astăzi cu această răcire a credinței, cu acest indiferentism religios care se observă și nesigur că pe noi ne doare ca preoți, dar nu putem sta cu mâinile în sân, cum se spune, ci trebuie să folosim toate mijloacele pe care le avem la îndemână pentru a-L face cunoscut și iubit pe Hristos. Evanghelia sa, cum și postul de radio de care am amintit acesta, este o bucurie deosebită pentru mine, că putem și prin acest mijloc să ajungem cu vestirea Evangheliei la inimile oamenilor. Și oricum, noi nu vrem să ne descurajăm în fața dificultăților, chiar dacă nu vedem întotdeauna, să spunem, efectele pe care le-am dori, ele întârzie, dar datoria noastră este să semănăm. Creșterea o dă Dumnezeu. Și când este mai greu și sunt situații mai grele așa, eu totdeauna, unde am camera aici în episcopie, alături este capela. Capela, ca cum ar fi o bisericuță pentru cei care nu știu,
și acolo unde celebrez de regulă Sfânta Liturghie în fiecare zi, duminica, la solemnități, am datoria să celebrez liturghia în catedrală sau cum merg în diferite parohii, dar zilnic este această capelă. Nu mă împerete, mă desparte și când e mai greu ies, mai fac o vizită, merg la cabinet, cabinetul principal, adică la Iisus, prezent în Sfânta Taină, și îi cer ajutor, spunându-i așa, dar acum mă destăine, dar spune, evident. Doamne, Tu ești episcopul, eu sunt un slujitor în mâinile Tale, Te rog, luminează-mă, întărește-mă, ajută-mă să rezolv. Și vine și răspunsul, nu? Și în taina sufletului primesc și încurajare, răspuns și acolo e mângâierea și ajutorul nostru. Dacă... Pentru că ați zis de momentele grele, îmi fuge gândul la o pildă pe care o spun deseori preoții la altar. Un om se spune că ajunge în cer după o viață petrecută pe pământ și își privește viața pe marginea mării și își vede urmele pașilor pe nisip și pe alocuri sunt două urme de pași. Practic e Dumnezeu care i-a fost alături și urmele omului. Dar sunt deseori pasaje când se vede doar o singură urmă, practic un singur om. Și omul îi reproșează lui Dumnezeu, Doamne, când a fost mai greu, Tu unde ai fost? De ce n-ai fost cu mine? Și vine și răspunsul care zice, atunci eu Te-am ținut în brațe. Da, este foarte frumos exemplul acesta și l-am auzit cu unul ușoare variante așa, dar în viața noastră cred că toți simțim momente în care parcă suntem părăsiți, uitați de Dumnezeu. Și eu am trecut prin astfel de momente. Asta urma să vă întreb, au fost momente în care ați zis, Doamne, Tu unde ai fost? Da, a fost de mai multe ori momente de acestea, dar am trecut peste ele. Pentru că după aceea mi-am dat seama în felul în care Dumnezeu a intervenit în viața mea că El nu m-a părăsit niciodată. Totdeauna a fost lângă mine și m-a ajutat ca trecând și prin creuzetul suferințelor să-mi dau seama mai mult cât de important este să păstrez legătura cu El, să nu mă rup niciodată de El, pentru că El este și rămâne ca un tată pentru noi, un tată care îl mai pune la încercare pe copil, nu intră chiar în voie cu de toate. Dar au fost momente de acestea și în viața mea, uneori chiar am plâns în fața unor situații, eram odată în străinătate și mi-aduc aminte tot așa o grea încercare, acum nu vreau să intru în detalii, că e vorba la mijloc de un frate de-al meu, că era în Israel, hai să spun acum. A zis tot până la urmă, spuneți până la capăt. Da, și mă întâlnisem cu el acolo, eu m-am dus cu gândul cel mai bun să fac... vizită în Țara Sfântă, să fac un adevărat pelerinaj și după ce m-am întâlnit cu el, să aflu după o zi că a avut un accident grav și era în spital. Și vă dați seama, în țară străină, noroc cu părintele Dorcu Iosif, dacă mă aude, îi mulțumesc și acum pentru ajutorul pe care mi l-a dat, m-am rupt de grup să mă duc la spital să-l vizitez acolo. Și atunci, seara, când am revenit în locul de cazare, unde eram noi cazați, chiar am început să plâng. Doamne, eu am venit aici să vizitez locurile sfinte, să fac acest pelerinaj și mă pui la așa grea încercare, că nu mi-am mai tehnit după aceea pelerinajul, vă dați seama. Dar până la urmă s-au sfârșit, s-au încheiat toate cu bine și a revenit fratele meu, că putea chiar să moară, cred. Și a revenit și am trecut și până acel moment greu, dar vreau să spun, am simțit atunci lipsa prezenței lui Dumnezeu, așa am simțit-o pe moment, dar după ce mi-am dat seama, stai Doamne, tot la Tine speranță. Ceea ce îmi povestiți îmi confirmă faptul că a avea la un moment dat îndoieli sau reclamații față de divinitate, să le spunem așa, nu înseamnă că nu ești un bun creștin, nu-i așa? No. Pentru că oamenii în viața lor, cu siguranță, au deseori nemulțumiri legate de cum a așezat Dumnezeu lucrurile. Eu am avut ocazii de multe ori, fiind și spiritual, dar nu, cu credincioși de rând, care spune, părinte, m-am certat cu Dumnezeu. L-a luat la roate. Și apoi trebuie să-i încurajez. Nu trebuie să te iei la roate cu Dumnezeu, să știi că Dumnezeu te înțelege așa cum ești în situațiile concrete ale vieții, să nu pierzi niciodată nădejdea, speranța, toți așa suntem în anul speranței acum, în Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne pune și la încercări, dar să știi că niciodată nu ne părăsește.
Preasfințită Iosif, vă mulțumesc pentru acest frumos interviu și vreau să accentuez din nou Preasfințită Iosif, pentru că aveți un nume deosebit. Nu știu la ce s-au gândit părinții Sfinției voastre când vi l-au pus, dar iată că s-a potrivit și bănuiesc că de-a lungul vieții ați simțit cumva influența acestui nume sfânt. Da, este adevărat. De altfel, toți cei din familia noastră au nume de sfinți cunoscuți. Noi am fost 7 în familie, 3 au murit de mici. Cei care trăim suntem 4 băieți, 2 căsătoriți și eu și mamă, un frate preot care este la Câmpul Mușcel, mai mic cu 4 ani ca mine, dar toți avem nume de sfinți cunoscuți, și anume Mihai, Anton, Iosif și Petru. Eu mă bucur și le mulțumesc părinților, nașilor care s-au gândit să-mi pun acest nume, Sfântul Iosif, având un rol deosebit în istoria mântuirii, pentru rolul pe care Dumnezeu i l-a hărăzit să-l aibă ca soț al Preasfintei Fecioare Maria și tată adoptiv, purtător de grijă a lui Iisus Hristos. Și sigur, de mic am învățat rugăciunea la tine, alergăm o fericită Iosife, care nu se poate să nu știpi de rost, mai ales eu care îi port numele. Îi purtați numele, evident. Da. Și iată că lucrurile s-au așezat cum trebuie, pentru că și RCSFM e pus sub patronajul Sfântului Iosif. Da, mă bucur foarte mult, că chiar în sărbătoarea Sfântului Iosif a fost inaugurat acest post de radio și mă rog și mă voi ruga în continuare ca Sfântul Iosif, alături de soția lui Sfântă Fecioară Maria, să ne ocrotească și să-i ajute pe toți cei care lucrează în acest post de radio să aibă succes, nu pentru aroganță, mândrie, să arătăm că suntem noi cineva, nu, ci ca să-L facă cunoscut și iubit pe Dumnezeu. Și Sfântul Iosif, care a avut grijă de Iisus și de Fecioara Maria, să aibă grijă de cei care lucrează în acest post de radio și să-i încurajeze în momentele mai grele, că sunt în viața fiecăruia. Cu siguranță vor mai fi și vor mai veni și din acestea. Pentru că este cea mai mare sărbătoare a noastră, nu putem încheia emisiunea fără ca excelența voastră să le adresați credincioșilor din dieceza noastră, atât cei care sunt în fața micului ecran în România, cât și celor care sunt plecați peste hotare, un mesaj. Un mesaj, bineînțeles, adaptat timpurilor noastre. Da, fiind acum în an de pandemie încă, chiar dacă e situație puțin mai frumoasă, mai lejeră față de anul trecut, când eram chiar închiși în casele noastre, eu vreau să mă adresez acum tuturor celor care mă urmăresc și să îi încurajez, în trăirea credințelor oriunde sunt, și să facă tot posibilul să trăiască această mare sărbătoare a Învierii Domnului cu maximă intensitate. Și de aceea vă spun tuturor să aveți sărbători frumoase ale Sfintelor Paști. Noi ne salutam de atâtea ori spunând de sărbători fericite. Și am auzit la mulți observația aceasta, nu sărbători fericite, să fii fericit de sărbători. E, așa vă doresc eu tuturor, să fiți fericiți de sărbătoarea Paștelui, mai ales cea mai mare sărbătoare, și să trăiți în bucurie această sărbătoare acum unde vă aflați fiecare. Încercați să faceți bine în numele lui Hristos și această bucurie a Învierii Domnului să o trăiți din plin, comunicând-o cu alții. Cum am amintit în cadrul acestei emisiuni de episodul de la Emaus, cei doi ucenici, după ce l-au întâlnit pe Hristos, deci au făcut experiența aceasta, mai întâi erau abătuți, triști, toate speranțele lor erau năruite, după ce l-au întâlnit pe Hristos și au dat seama că Hristos este cu ei, l-au descoperit la frângerea pâinii și în timpul de noapte s-au întors la Ierusalim ca să comunice și altora bucurie. Așa vă împărtășim și noi această bucurie a Învierii. Vă spunem din toată inima, Hristos a înviat, sărbători care să vă aducă bucurie, pace, liniște în suflet și cu Dumnezeu înainte, totdeauna. Dumnezeu este cu noi, vom depăși cu siguranță și acest timp de pandemie, de încercare. Avem convingerea aceasta. De aceea, curaj și cu Dumnezeu înainte. Hristos a înviat, adevărat că a înviat. Amin.
Vă mulțumesc din suflet pentru latura umană pe care ne-ați arătat-o în acest interviu, foarte important în timpurile noastre. Cu siguranță vom mai avea astfel de discuții. Îi încurajăm pe prietenii noștri să rămână conectați la RCS FM pentru noi interviuri. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Nicoleta Timaru și săptămâna viitoare vă pregătesc un nou interviu. Fiți alături de noi!